de euro ceva undeva. Nu mai e rău. Cum adică mai e rău de atât? O glumă foarte urâtă. Păi zi măi și mie să văd dacă e urâtă, poate pentru voi e urâtă, dar pentru noi băieții nu e urâtă. Zi. Bă, stăfuți, băgați și voi baterii mai bune. Acum două minute am băgat o baterie și mi-arată că se termină. Yes. Mă disperați. Mă duc chiar, mai pe de picioare. Păi du-te, ha. Fugi, mă. Nu, deci fără supărare, mă, doar picioarele într-un halguri, nu mă duc. Deci fără să te super, nu mă duc. Hai, fie, mă ducă decât să te văd. Păi și doar mă dorm, mă, picioare. Și ce abdomen are bunii. Am mâncat friptură. Nu există zi de la Dumnezeu fără o leacă de ciondaneală. Nu există, frate, n-am văzut. Pe vremurile dumneavoastră tot așa erau, doamna Maria. Pe vremurile dumneavoastră tot așa vă supărați? E micul. E că mă supărați. Au adus Remi? Nu. N-a aducat nimic. Cred că e la bariera mea undeva. Au spus că nu. Hai, ți-mi dau picioarele. Laurențiu, vin aici! Ea doarme pe mine. A, avem și papucii așa. Da, dar la mine uite cum s-au făcut în talpă. Și la tine? A, nu, așa. Nu, mi s-au rupt, nu știu cum. S-a rupt de la putoare. Nu e adevărat. Ce putoare, mă? Ce e putoare? Măcar să merg să-mi fac curat în dulapul ăla, că e dezastru. Pușmea când ești supărat? Păi atunci apuc. Hai mă, zi ce ți-ai, că sunt tare curios. Hai de mine, deci nu o să mai poate să mai vorbe acum. Nu o să poate să se ocupe de mine. Nu vreau să fac material cu gluma, că e urâtă. Întreabă pe Laurent. Eu scriu Constantinei de seară. Glumă. E, poate ești tu prea sensibilă, Margarita. Dacă nu zici, ca să fac eu o analiză. O comparație, deci aici marele... Adică e mai urât decât te-a spus Oanei? Păi ceva de gen. Ce spui? Dar ce i-a zis Oanei? Ce a zis Robert? Ce i-a zis Lorel? Nu, nu, nu. Mai slăbuță? Mai nașpa. Mai nașpa? Nu o cred. Serios? Mai ce a zis? A, tu nu trebuie să spui mai nașpa. Ba da. E vorba de asta, dar n-are ce să fie mai nașpa. Da, da. Mai nașpa. Nu pot să-mi dau seama atunci. Că așa a fost destul de nașpa. Cum? Ce i-a zis? Ce te interesează? Tu ești curios, eu nu pot să fiu curioasă. Te spală-te pe tine și pe amorește cu ea. M-am spălat de trei ori. Doamne ferici. M-am spălat de trei ori. Acum că m-am spălat de trei ori. Dar dacă e usturoi, n-ai cum să scapi de usturoi. Usturică. Tu n-ai mâncat usturoi, că și la tine tot așa nu se simte. Nu miroase, crede-o. Ei, nu. Eu stomacul mai mare și nu vine așa până digestie ca la tine. Doamne. E glumă bună. Ha, 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 am râs. Nu ne dă nimic, azi nici remi. Să fie de râs. Așa au zis că mă... Mi-e parcă i-ar costa ceva.
Nu avem voie nici să ne inventăm noi jocuri, că așa ne ducea capul să facem noi ceva. Vor să ne facă să nu mai suportă nimic. Ne făceam și cărți și de toate, dar așa, vezi că ne le confiscă. Păi am dat de cartonă pe aici, făceam două perii de cărți. Păi făceam, îți dai seama. Eu am făcut și dare de tablă. Ia-i să ne bate, păi să ne poruim, să ne certăm, să vezi ce le place. Ce ai, creativitate maximă. Am făcut table când eram în casa veche, nu am ajuns să vă cunoașteți pe voi și mi le-au luat. Nici de-am o casă terenă, ultima o piesă mai aveam de făcut și mi le-au luat. Te-au lăsat ca să faci. Da, casă, da, păi te și lasă. Ați joacă la psihic ăștia. Oh, ce bine că am făcut duș, eram transpirat, eram varză. De ce mi-ai făcut în casă, zici? Nu aveam haine guri. Dar că ți-a fost frică. Nu, jur că nu de asta, că dacă nu, dacă aveam haine, făceam. Dar după grătar și după ce am transpirat, nu am aceeași haine pe mine? Eu nu făceam niciodată. Deci ați înțeles haine aici? Nu făceam niciodată. Eu nu-mi găsesc pantaloni de la costum. Dar unde primeai pantaloni pe? Nu știu. Ce se place? Te-ai schimbat aici și ai lăsat pe undeva și poate ai luat mamele și fetele și le-a dus hainele fetelor. Cine știe cu ce fata a fost el, la ce fata a fost și a uitat pe acolo? Unde te-ai schimbat? Nu mai știu, Gori, ce-am făcut. Bă, că, cu pagana aia chiar îmi plicea. Ai căutat bine în casa băieților? O să mai caut. Probabil de schimbat acolo. Oh, trei mașini am spălat azi. E mașina care am băgat-o, nici nu se putea să se învârte cuva. Păi nu le mai băgă așa multe, că nu se spală bine. Dar nu mai puțin. Am văzut că v-a dus și vă o stendere. Cu chiu, cu baina, auzi. Nu vă mai băgați la uscător. Hainele că vii de faceți varză. Eu oricum mi-am băgat-o singură dată. Oricum mașina le distruge, oricum. Am mai luat și la uscător. Oana cu Alin, unul într-o parte, unul în alta. Nu se bagă în seamă. Nu o vei mai dau, gata. Unde-i Guri? Bunica, uitați acolo. Mersi un pic acolo, atându-l. Acolo, jos. Acolo, bunica, jos, jos. Acolo, în față. Iar v-au supărat nepoții. Iată de ce, bunii. Masaj? Nu. Nu, în față și tu? Nu. O cremuță și mă calc și mă șerg, o putești să pusi. Nu, de putere. Putere, daci. Nu, așa și eu am ridicat masa și am spălat o glumă de farfurii și pahar. Au mai fost pahare pe acolo, peste tot și le-am adunat pe toate. Două. Dacă te simți ok, cum tu? Nu știu, tu te zici, șerguri, cred că sunt obosit. Ok. Hai, nu te ține așa să ne fidelsească, să ne ține pe unde dincolo. Nu, nu, o să ne dea 200, nu, o să-mi pare. Deci te-ai plictis de casa noastră? Hmm? Te-ai săturat de casa noastră? Uh-huh. Ce făcea copilașa? Care copilaș? Din casă. Ce mi-ți alin într-o parte? Unde adică? Nu vorbeau, nu vorbesc.